Spitalul județean din Drobeta Turnu Severin a primit aparatură nouă pe fonduri europene. Este vorba despre mai multe ventilatoare mecanice și monitoare pentru funcții vitale, necesare cu atât mai mult în vremuri de pandemie. Acestea vor ajunge la terapie intensivă, dar și pe celelalte secții ale spitalului. Ventilatoare și monitoare performante au ajuns la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin. Achiziționate pe fonduri europene, acestea erau necesare pentru îmbunătățirea actului medical și pentru salvarea vieților omenești. Ne-a mai venit o serie de aparate medicale și proiectul nostru pe fonduri europene privind modernizarea și construirea unui ambulator de specialitate. Avem aici 5 ventilatoare mecanice de care era mare nevoie și constatările ne-au mai venit încă 16 monitoare de funcții vitale. Da. Aparatura este modernă și era așteptată de cadrele medicale de aici. Sunt ventilatoare mecanice de ultimă generație. Practic, orice pacient grav va putea să susțină de acest aparat. În acest aparat de ventilație mecanică avem monitoare de funcții vitale pe care venim să le ducem în fiecare secție, după cum știți sau după cum știu toți, fiecare secție acestui spital are un izolator pentru pacientul suspect COVID și, practic, acel pacient este monitorizat. Astfel ne va fi de mare ajutor acest lucru. Autoritățile spun că proiectul pentru achiziționarea lor a fost depus înainte de izbucnirea pandemiei. Încă înainte de izbucnirea pandemiei am început demersurile pentru a achiziționa aparatură medicală, iar după instituirea stării de urgență am achiziționat aparatură medicală neapărat necesară pentru combaterea pandemiei de COVID-19, iar astăzi ne-au venit tot pe acest proiect cu ambulatorul de specialitate pe fonduri europene. Am achiziționat un număr de 5 ventilatoare mecanice absolut necesare pentru o bună desfășurare a activității în spitalul nostru. Secția de terapie intensivă este încă o dată dotată, așa cum trebuie, la standardele europene. Pe de altă parte, pentru secțiile spitalului, pentru fiecare secție care are un izolator, va deține și acest monitor de funcții vitale pentru pacientul suspect COVID. Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin este cea mai mare unitate medicală din Mehedinți. Aparatura primită acum va ajunge în toate secțiile.